CSMD v-a obținut în etapa 22-a prima sa victorie din actuala ediție a Ligii Florilor, 16-15 pe teren propriu cu Dacia Mioveni. Echipa este ca și retrogradată, dar diriguitorii clubului din Deva mai speră miracole și cred că vor mai câștiga puncte în acest sezon. Miracolul ar fi ca la adunarea generală de alegeri de la Federație din 28 aprilie să se aprobe creșterea numărului de echipe în primul eșalon, iar Deva să joace într-un baraj de menținere în Liga Florilor. În caz contrar, se dorește revenirea cât mai rapidă în primul eșalon. Vom mai câștiga puncte. Îmi pare foarte rău că am ajuns abia acum la final să putem să facem puncte. Sper totuși în miracole, dacă ele există, dacă există Moș Crăciun, cred că pot exista și miracole. Și să vedem dacă putem să rămânem în prima ligă. Dacă nu putem să rămânem, facem un lot competitiv și sper să aibă răbdare cu noi factorii locali, domnul primar, Consiliul Local, în așa fel încât să facem o echipă puternică și să revenim în prima ligă acum mult mai isteți și mai iscusiți decât am fost în sezonul ăsta. Este foarte greu, dar de asta e frumos sportul, pentru că trebuie să te lupți până în ultima secundă. Devencele vor reveni pe parchet sâmbătă 30 aprilie de la ora 18, când vor întâlni în sala sporturilor din municipiul de reședință al județului Hunedoara pe CSM Râmnicu Vâlcea, ocupanta poziției a treia în clasament. În cazul unui succes al echipei din Vâlcea în partida restantă din etapa a 15-a, CSM Deva va fi matematic retrogradată dacă nu va crește numărul de participante în Liga Florilor.